Bun găsit! Direcția de Sănătate Publică Suceava a transmis CJSU Suceava un nou set de măsuri de prevenire a răspândirii infecțiilor cu noul coronavirus pentru municipiul Suceava. Între acestea se numără obligativitatea purtării măștilor de protecție în zone publice, suspendarea activității cinematografelor și suspendarea spectacolelor, dar și restricționarea activității restaurantelor și cafenelelor din interiorul unităților de cazare doar pentru clienții cazați. Direcția de Sănătate Publică Suceava a transmis Comitetului Județean pentru Situații de Urgență un nou set de măsuri privind prevenția răspândirii infecțiilor cu noul coronavirus. Potrivit propunerii, purtatul măștii de protecție devine obligatorie în municipiul Suceava la 100 de metri în jurul unităților școlare, respectiv grădinițe, școli, licee, universitate. Totodată se propune instituirea obligativității purtării măștii de protecție în spațiile aglomerate, respectiv piețe agroalimentare, bazar, stații de transport public, peroanele gărilor, spații de agrement și obiective turistice. DSP Suceava propune și intensificarea verificărilor în piețe, târguri, mijloace de transport în comun sau în perimetrul unităților școlare. Primăria Suceava va fi obligată să suplimenteze cu 20 de autobuze în vederea evitării aglomerării. 3 la 1000 de locuitori, deci noi avem 1,56. Da. Nu este obligatoriu, deci se poate introduce, dar sunt deja localități care au 3%, s-au luat măsuri, dar încă nu s-a ajuns la carantină. De aceea, cu atât mai mult, sper că suceavenii n-au ajutat această perioadă grea din primăvara acestui an, când orașul a fost blocat și nu aș vrea să cred în toată inima că nu mai ajungem aici. Dar asta depinde și de noi, de fiecare dintre noi, să nu mai blocăm orașul, să nu mai blocăm activitățile economice, este o realitate și să facem tot posibil să nu mai ajungem acolo. Deci nu mai este vorba de vorbărie, nu mai este vorba de campanie electorală, cum poate interpreta unii, este vorba de un lucru foarte real, o situație grea și nu trebuie să ne ascundem după deget. Văd și sucevenii la televizor, la nivel național, în fiecare zi, deci ne paște acest pericol și trebuie să facem tot ce putem, fiecare dintre noi, să limităm răspândirea acestui virus, pentru că ce se întâmplă? Dacă noi ne îmbolnăvim, evident că ajungem la spital, supraaglomerăm spitalul, locurile acolo și așa sunt destul de, sau spitalul este destul de accesat în aceste momente, cu fel de oameni care sunt bolnavi cu COVID și alte persoane acolo, sunt solicitați, asta este realitatea. Da. Doctorii de acolo, și cunosc doctorii care s-au sacrificat și încă o dată nu spun iarăși din nou ca de a mă afla în treabă, o simplă recunoștință din partea sucevenilor, insist pe această listă de la spital să ni se dea oamenii care s-au sacrificat, sunt oameni, știu câțiva dintre dânșii care de 6 luni de zile stau în alertă zi și noapte la spital, sunt oameni epuizați, care n-au avut concedii, n-au avut liber și trebuie să apreciem, dar trebuie să fim alături de ei și să-i sprijinim. Domnule primar, există voci la nivel național care spun că alegerile sunt vinovate de această explozie, ori cel puțin la Suceava am văzut că mai mult, din punct de vedere organizatoric, s-au luat măsuri mai mult decât suficiente, ca să nu spunem o organizare perfectă. Deci eu zic că în municipiul Suceava cel puțin și în județ nu au fost probleme deosebite. Da. Chiar în municipiul Suceava nu au fost și nu... Și mulțumesc aici directorul de școli care mi-au asigurat tot sprijinul. Și dați-mi voie să fac o paranteză, îi doresc multă sănătate domnul director Tronciu de la colegii mei Eminescu, care trece printr-o perioadă grea și rugăm la Dumnezeu să fie bine. Și... Va fi suspendată vreme de 2 săptămâni activitatea instituțiilor care organizează spectacole și concerte, dar și a cinematografelor publice. Mai mult, activitatea restaurantelor și cafenelelor din interiorul unităților de cazare de pe raza municipiului Suceava va fi permisă doar pentru clienții cazați. Rata de infectare în municipiul Suceava era joi de 1,56 la 1000 de locuitori.